Domnule ambasador, de ce credeți că niciuna din cele două țări surori care reprezintă un întreg nu îl revendică pe Paul Goma? La modul oficial, nu la modul privat. Noi suntem aici într-un demers privat. Da? Dar niciuna din cele două țări românești, membre ale ONU, nu îl recunosc și nu-și asumă pe Paul Goma. Ce sau cum comentați dumneavoastră ca persoană oficială acest lucru? Cred că e mult mai important că este revendicat mai degrabă sufletește prin operă. Oficial n-aș putea să mă pronunț, fiindcă indiferent de abordările de altă dată și mai curente care sunt vis-a-vis de Paul Goma, cred că e mult mai important să tragem concluziile și să îl cunoaștem pe Paul Goma, atât la Chișinău cât și la București. Știu că au fost careva tentative mai recente la Chișinău, la care de altfel v-ați referit și dumneavoastră, și cei care au încercat oarecum să-l aducă mai aproape de locul de baștină actualmente în Republica Moldova. Bine, aș vrea să exprim un punct personal în ce mă privește de vedere vis-a-vis de Paul Goma și mai puțin oficial, deoarece... Asta era și sensul. Deoarece nu... Calitatea de ambasador nu întotdeauna îți permite... O discuție între prieteni... Exact. Calitatea de ambasador nu întotdeauna îți permite, sunt rigorile diplomatice. Aș dori să le las deoparte și să revin la ceea ce simțim noi cu sufletul, cu cugetul. E mult, cred că, mai important și uneori depășește și cadrul oficial. Cred că urmează încă să îl însușim, să-l cunoaștem pe Paul Goma și cercul trebuie de extins, categoric. Trebuie să recunosc și în ce mă privește, nu-l cunosc suficient opera, nu-i cunosc suficient de bine opera. E o chestiune care e o realitate și cu mult regret o recunosc. Este cel mai cunoscut scriitor de limbă română din lume. Deci nu Eminescu, nu Crangă sau să dăm alte nume, Paul Goma este cel mai publicat și cel mai cunoscut român din lume. Ăsta este un paradox. Nici România și nici Moldova, dacă locul de baștină, știți, după cum știți, este Mana, lângă Orhei, unde am fost și mulțumim domnului Alecu Răniță că ne-a ajutat și... am ajuns acolo, am filmat, am fotografiat, niciuna din cele două țări nu îl revendică pe cel mai cunoscut român, cel mai publicat român în alte limbi decât limba română. Este Paul Goma. Cum vă explicați? Sunteți aici, oameni, domnul Ungureanu, unde? Cum explicați treaba asta? Nu explicați. Dacă Goma ar fi făcut un pas înapoi și să înceapă... zic mai neacademic, să-i pupe în cur ca Canalia Canal sau ca alții, ar fi fost primit și el cu onorul și cu covor roșu pe Otopeni. Dar el fiind dinamicul natural al comunismului, într-un conflict permanent... De ce? Totuși nici România, nici Moldova... E dinamicul lor, tu ai primit pe unul în casă care îți bagă și în gât, în față, nu pe la spate. E inamicul lor, nu are ce căuta aici cât timp ăștia păzesc porții. Din a doua parte a explicației nu constă doar în securitatea care... Vorbesc de partea oficială. De partea oficială, dar... Dar lumea literară românească, de exemplu, da? Lumea literară românească, cum este mai viu decât s-ar părea. Lumea literară aia canonizată și tu oficializată, să zicem, Uniunea Scriitorilor. Lumea citește în șifonier, nu vrea să vină să spun, nu vrea Simion să vină să spune că într-adevăr citește cărțile și că e fermecat de el. E o ambiție idiotă a lui. Goma e mai viu, se discută despre el, e un personaj viu. Uite, se dau doctorate, se scriu lucrări, cărți, ne întâlnim noi,
În lumea literară nu mă refer la lumea academică, la... El e mai viu decât alți scriitori. Da, dar pe de altă parte, Goma nu este doar o operă. Cum spui tu, este și un om viu, care suferă pentru că este izolat, care suferă că oficialitățile române nu i-au dat înapoi cetățenia din oficiu, cum era normal, care suferă că Uniunea Scriitorilor, care l-a dat afară, deci el a fost dat afară într-o ședință a Comitetului Asociației Scriitorilor din București pe 9 aprilie 1977, când era de 8 zile în arestul din Rahovei. Era bătut, amenințat, șantajat și otrăvit, ca să moară de moarte naturală. Era otrăvit cu aconitinul. Și în timp ce el era arestat, scriitorii din comitetul, cu acest comitet, reprezenta toți scriitorii din Uniunea Scriitorilor, da? Au votat excluderea lui din Uniunea Scriitorilor. Nici măcar atâta lucru nu s-a putut întâmpla după 90, ca Uniunea Scriitorilor să-i trimită o scrisoare nominală prin care îl înștiințează că a fost reprimit în Uniunea Scriitorilor. Eu dacă aș fi Paul Goma, n-aș vrea să fie pentru talhare. Ei, asta spun că explicația nu constă doar în faptul că securitatea încă trăiește și e prosperă, bine mersi. Regimul s-a consolidat și prin atitudinea și comportamentul scriitorilor în speță, că vorbim de lumea literară aici, Goma fiind scriitor. Ca stat a-l însuși pe Paul Goma înseamnă a-ți însuși operele lui, a-ți însuși Săptămâna Patimilor. Risc să fii stigmatizat. Lucrurile sunt clare. Alt răspuns nu poate fi. În lumea literară funcționează altceva, funcționează invidia. Goma a fost publicat la Paris și în Germania, când el nu publicase decât o carte în România. Ostinato, nu? Nu, Ostinato l-a publicat acolo, iar aici publicase un volum de proze scurte, Camera de alături. Și deodată el publică în Franța, la Gallimard, și în Germania, la Sutram. Așa unde, astea cele mai mari edituri și fără nicio pilă, fără nicio așa. Și este recunoscut de ea. Iar nu trebuia să ai pile, trebuia să ai curaj. Ăla... Asta nu-i pot ei ierta, că el a avut curajul să-și trimită... Domnule, lăsând la o parte curajul și actele, ăștia nu i-au putut ierta succesul. Dar nu-i în pot ierta nici astăzi. În lumea literară și în lumea artistică funcționează invidia. Înainte să-l execute politic, l-au executat... I-au fost invidioși pe succesul. L-au atacat ca scriitor și au zis... Goma nu-i scriitor. Păi da, dar asta e varianta securității pe care au folosit. Dar nu, dar e același simptom care se întâmplă cu flăcăii cei mai puternici din sat. E impotent. Da. Asta s-a întâmplat și cu Goma, dar toți îl citesc. Paul Goma, dincolo de opera lui care va dăinui, este un om care încă trăiește, dar trăiește greu, este bolnav și este foarte izolat. Ce facem ca să-i îndulcim puțin această existență? Ai o propunere? Da, whisky și contrabandă. Unu, cu contrabandă îi ducem cărțile în, acasă, să le citească în Basarabia. Pentru că poți fi tu mare scriitor, dar dacă ești mare între doi cititori, te-ai sfârșit. Scriitorul e mare cât circulă, cât e citit, cât e cunoscut. Iar cu whisky-ul e ceea ce vom face luna viitoare, noiembrie, când ne întâlnim la, propun, dar se și poate face, la un club în București, unde chemăm tineret, cum spunea domnul ambasador, să lărgim. Dar dacă noi toți îl citim pe Goma și ne întâlnim într-una aproape, oricum îl iubim și îl citim toți. Ideea e să atragem public, mai mulți din generația... Îi chemăm la un club acolo... Ei își cumpără câte un whisky, noi vorbim despre Goma. Cu ocazia asta, important e să afle cât mai mulți de ăștia care nu l-au citit până acum să afle de el. Mai știm. Îl citim, îl citim. Pe de altă parte, ca să-l putem citi, mai trebuie să-l și publicăm. Am presupus de la început că există cărți. Datoria noastră este să ne ducem. Nu există cărți. Nu există cărți. Paul Goma va putea fi consumat de generația tânără, nu de excepții, cum este... tânăra doctorandă de acolo, pentru care am tot respectul și o stimez, așa, de tânăra generație din România, ea este o excepție, da? Nu poate avea acces la Paul Goma decât în acest format care spunea Viorel.
Deci în format electronic, nu citesc, asta e, trebuie să fim conștienți. Că unealta, să spunem între ghilimele, numită carte sau în format print, este pe cale de dispariție sau este într-un trend descendent, ca să vorbim cum vorbesc analiștii noștri. Da? Asta este. Deci noi trebuie să facem cât se poate, sau ce ne stă în putere la fiecare, să-l ducem pe Goma în format digital, audio, să fie ușor de și nu citit, auzit. Sunt actori în România dispuși și disponibili să citească din Paul Goma, să-l facă cunoscut, iar odată ridicat sus, este extrem de facil și de ușor să fie consumat. Promovându-l pe Goma, ce promovăm? Românismul, dreptatea, adică nu în mod demagogic cum o fac politicienii sau, da? Asta reprezintă Goma. Goma ce reprezintă? Adevărul. Lupta pentru a spune adevărul, a te raporta la adevăr, la istorie și la ceea ce sunt. În orice caz, pe 20 noiembrie trebuie să ne întâlnim. Eu am pregătit sala aia unde am făcut-o de pe 20 noiembrie se împlinesc 34 de ani de când a plecat. Având în vedere, să spunem, faptul că am trecut acest prim examen, da? Este primul demers, din câte știu eu, nu există precedent la ce s-a întâmplat astăzi aici, în care gomiștii sinceri, devotați, da? S-au adunat fără condiții și pretenții, da? Să cinstească ziua lui Goma și pe Paul Goma, da? Ei, atunci putem să o facem organizat. Eu cu Flori ne oferim din nou să pregătim această dată, acest eveniment care va avea loc, să-i dăm o dimensiune pe măsură acestei chestiuni, că într-adevăr e ceva care ne onorează ca neam. Gândiți-vă că Paul Goma a fost singurul care în 1977 s-a aliniat la Carta 77 și a fost pomenit în tot ce a însemnat luptă împotriva totalitarismului, a comunismului și așa mai departe. Da? Noi ce facem acum? Venim și arătăm că după zeci de ani, da, domnule, gestul acestui om a fost reținut, marcat și punctat acum, sărbătorit, dacă vrei. Am citit mai toate cărțile lui Paul Goma. El a fost la Gherla în perioada când eu nu am fost. Știu prin ce a trecut, calea a fost comună tuturor, bătăi, înfometare și umilințe. M-ați întrebat mai devreme care a fost suferința cea mai mare. A fost foamea. Și Radu Gir, și Nichifor Crainic au versuri zguduitoare despre foame, despre chinul foamei. Să te culci flămând, să te scoli flămând, să nu ai decât dorința animalică de a simți burta plină cu ceva, cu tărâțe. Cum spune și și Gir și Nichifor Crainic, că noaptea se visau strigoi înfulecând din cadavrele din jur. Așa de înfometați erau. Deci foamea a fost un chin continuu. Nu o zi, nu o săptămână, nu o lună, nu un an, ci ani în șir. Fără nicio perspectivă de a te simți vreodată sătul. Erau cazuri, la Gherla eu am trăit, când profesorul Mărgineanu, vestitul profesor Mărgineanu de sociologie de la Cluj, Nicolae Mărgineanu, ținea conferințe cu diferite subiecte, ca spre sfârșit să alunice, era firesc lucrul acesta. Conferința să alunice în tot felul de bunătăți
pe care le mâncase odată, aluneca involuntar la așa ceva, atât de înfometați eram. Sigur că frigul se accentuia cu foamea. La Aiud, de exemplu, în iarna lui 53-54, când se spune că prin București se circula cu tramvaiele prin tuneluri de zăpadă sau să treci de la un bloc la altul, se făceau tunele, în iarna aceea, fără foc, nu ne dădea foc, ne pedepsise pe unii și ne aruncaseră la o secție unde nu exista sistem calorific, ci sobe de încălzit, dar nu ne dădea lemne. Totuși, unii milițieni mai inimoși, mai buni, ne dădea seara câteva surcele, încălzeam apă în gamelă cât se putea încălzi și cu o bucățică de pâine rămasă cu greu de altă dată, o ardeam și făceai un ceai ca să te culci cu burta plină. Pentru asta a luptat Paul Goma, adică să nu se mai întâmple, să nu mai fie, și tot asta încearcă el, săracul, așa bolnav cum este, să atragă atenția, să ne unim împotriva la acestor posibile situații. Da, a fost groaznic și sigur să nu se mai repete. Gândiți-vă că au fost oameni și i-am cunoscut la Aiud care au intrat în 1941 în închisoare și au ieșit în 64 după 23 de ani. Din punct de vedere politic, ca ce? Legionari? Da, în timpul rebeliunii Antonescu i-a băgat la închisoare. Au ieșit legionari și au ieșit comuniști. Nu. Nu cunosc. Eu nu cunosc. Dar nu înseamnă că nu sunt sau n-au fost. Vreau să vă spun că oamenii aceștia, 23 de ani, au dus o viață de sfinți, de foame continuă, referitor la foame. Nu stai o zi pe cruce, nu o oră, nu o săptămână, ani întregi să stai pe cruce și nu e ușor. E foarte greu. Sigur, Paul Goma, cum a spus, pentru aceasta a luptat să nu se mai repete. În Săptămâna Roșie, el, dacă vreți, ne explică fără cuvinte ce s-a întâmplat atunci și de ce s-a întâmplat așa și să nu se mai întâmple așa ceva. În opinia mea, Paul Goma i s-a prelungit, să spunem așa, perioada de surghiun, așa, din cauza acestei lucrări, Săptămâna Roșie. Dacă cineva de aici n-a citit Săptămâna Roșie, trebuie să o citească cât se poate de repede. Pentru că este o lucrare care ne arată o perioadă din istoria noastră, așa cum am fost noi, o lucrare chirurgicală, în care ne arată și părți mai puțin bune sau cu care ne-am putea mândri. Dar marele merit al acestei cărți este că arată latura umană a românului și a românismului. Extraordinar! Deci sunt și chestii care, repet, nu ne mândrim cu ele. Dar 99% din această carte și din această lucrare este o carte închinată și dedicată românului și românismului. Și trebuie ca această carte să stea cumva ca și, lucrare de căpătâi. De căpetenie, de, da. Eu am cunoscut la Aiud pe locotenentul Sașa Eliade, din familia Eliade, care întâmplător era cu garnizoana în Basarabia când s-a cedat Basarabia, și am aflat de la el cu mult înainte de a afla numele de Paul Goma ce s-a întâmplat în Basarabia,
ce au pățit soldații și ofițerii români. El a fost dezbrăcat și în indispensabil izmene i s-a dat drumul. Marele merit, domnul Popa, al lui Paul Goma este că a sumarizat, a strâns informații, absolut, documentare, absolut. Și această săptămână, săptămâna Broșie, deci a făcut-o într-o lucrare coerentă și pe care o înțelege oricine. Da? Asta e marele merit al lui Paul Goma. Da, este Paul primul Goma care a realizat acest lucru. În primul rând e un talent. E un talent și un om de curaj, un om de atitudine. Vorbeam cu doamna Florică, întotdeauna același lucru îl repetă necontenit. Nu s-a schimbat absolut deloc de când îl cunoaște sau de când îl cunoaștem și până acum. Academos al Academiei de Științe, cea mai importantă revistă Academiei de Științe, multe materiale în care îl promovăm pe Paul Goma. Urmează să apară și o carte la editura ARC. Cine nu știe, editura ARC este una dintre cele mai bune în Republica Moldova, într-o serie destinată elevilor și profesorilor, din care tot încercăm să promovăm pe Paul Goma. După câte știu eu, multe ardoare îl promovează Paul Goma, frații Brega. Astăzi nu a spus, nu știu dacă toți cunoașteți faptul că la Chișinău, în grădina publică, Ștefan cel Mare și Sfânt, se fac lecturile Paul Goma, începând cu ora 9, da? 9, non-stop, s-a dat și soldatul câinilor. Și facem ce ne stă în putere. Și nu ne uităm că le place sau nu le place oficialității. Și vom intra cu plăcere în această asociație în Goma, dacă se va forma la nivel oficial, deși spiritual de mult suntem. Aliona, după părerea mea, ea s-a născut azi. Încă o dată vreau să vă mulțumesc și folosesc un singur cuvânt, da? Iar ăsta aș vrea să ajungă la domnul Goma și să-l înțeleagă domnul Goma. Ce am vrut să fac eu cu Flori Bălănescu aici, împreună cu dumneavoastră, se cheamă normalitate. Nu e nimic care nu este străin de ce se poate face astăzi. Deci este normal să ne întâlnim așa, să vorbim așa, să beneficiem de ce avem aici. Deci normal și normalitate. Asta a fost făină. O, a prins ăsta, Tirlin. Bine că avem cu ce. Urcați-vă puțin de... Așa, dați-vă... Gata. Am rezolvat. Gata. Gata, se poate ajunge și pe uscat la această mănăstire sau numai pe apă? Bineînțeles, bineînțeles.